top 15 cele mai mari certuri de pe YouTube românesc. Sunt mult mai multe, dar am ales doar 15 pentru că restul mi s-au părut mai puțin relevant decât cele pe care urmează să le menționez acum. Platforma aceasta românească, mă rog, nu românească, dar pe partea de România, noi suntem super buni pe drame, certuri, pe cancan, pe capatos. Genul ăla de certuri, ca să zic așa. Deci, să începem. Pe locul 15, după părerea mea, cu cele mai mari drame de pe YouTube, ar cam fi arestarea fraților Tate în România. Dacă erau arestați în altă țară, nu, nici nu includeam. Dar fiind arestați în România și văzând oameni care trăin care au interviu la români pe stradă despre arestarea lor, și mulți îi susțin, mulți sunt împotriva lor, mi se pare un subiect destul de bun. Și da, ei nu sunt români, dar tot are, are loc aici, pe teritoriul României. Și este și internațională drama asta că am văzut oameni în Sydney protestând pentru Andrew Tate. Deci o are fari să mor eu. Acum nu o să discut despre vinovăție sau uh, mar, cât de martir o fi. Vedem ce zice legea dacă într-adevăr e pește sau nu. Pe 14. Mikey H. Domnul Succes care a făcut destul de multe gafe de-a lungul timpului. Cum ar fi stă în mașină în BMW și se vaită că-i trafic în București, că sunt mulți care stau doar ei în mașină, fără pasager să zici că transportă mai multe persoane, deși inclusiv el era în mașină, singur și nu transporta pe nimeni. Și el din BMW făcea mișto de unul cu numere de Constanța, era un Porsche, mult mai scump decât BMW-ul lui, probabil, cred, nu sunt sigur. Și pe lângă alte treburi în care s-a aliat cu dracu și a făcut reclamă propagandă politică pentru STB-ul Gabrielei Firea. Deci omul s-a băgat să facă reclamă la politicieni, practic. Nu zic că e rău să promovezi transportul public, dar nu să promovezi transportul public al unui politician pe care îl detesta tot orașul ăla atunci. Și multe alte momente care s-a certat cu unii cu alții, ți-mi că s-a mai certat cu unul la mișto de mult pentru cine și-l amintește. Acum nu știu dacă mai există mai chihași pe internet, dar... Ce a fost cândva cu doza de H și ce a ajuns acum? Nu mai știe nimeni nimic de el. Pe 13-l avem pe Vlad Alexandrescu împotriva tuturor. Nu o să vorbesc acum de a dispărut dintr-o dată. Oricum, omul e un terminat. O să vorbesc de 2017 când întâi a avut ceartă cu Bogdan Cătălin Bisi și după... Tot internetul i-a sărit în cap și chiar s-a potolit câțiva ani, Dar s-a întors ulterior, ulterior s-a potolit iar, ajunsese până și Mister Beast să știe de el că fură. Mi s-a părut de-a dreptul incredibil. Dar din fericire omul nostru care își teroriza bunica s-a potolit. Pe 12, youtuberii moldoveni care copiază. Mă refer la cei youtuberi din Republica Moldova care, cunoscând limba rusă, pot copia. Și nu numai de la ruși. Ei au obiceiul, mulți care fac videoclipuri topuri liste, au fost prinși cum copiau Motamo și videoclip și thumbnail și glume și tot, tot, tot din videoclipuri. De la ruși, de la italieni, de la alții. Dar mare parte da, de la ruși. Și ce pot să spun? Foarte bun, foarte bun pe copiat, creativitate, ce să zic. Bine, avem și noi, cum de mai devreme, de Vlad Alexandrescu, că avea același tamel ca și Mr. Beast. Dar cam asta stă treaba, acum văd că s-au cam potolit cei de peste prut care copiază de la ruși și de la alții. Pe 11 avem ceva mai vechiuț, 2016, vara lui 2016, Shelly și cu Magda. Mai țineți minte când uh, a, a, făcut live-urile alea în care se ciuciulea cu ea? După care tot el plângea Omul care zice că ți fură gagica Sau ce căcat când taie la cu niște ani uh, Tot el plângea după o panoramă care la 14 ani, 15 ani avea smecleu pe față. Asta e. Puțină pauză, vă zic un lucru. Degeaba se laudă unul cu câte zdrențe are. Trebuie să se laude. Singura Singurul, cum să spun, argument pe care îl poate avea unul că este gagicar nu e să umble cu zdrențe, este să umble cu femei care, cum să spun, n -au fost, care nu sunt zdrențe și care nu au umblat cu toți bășiloșii. Așadar, mai bine vă faceți relații puține și bune decât multe și doar așa să mai luați un pui de sida. Pe 10 avem vara lui 2017, Mimi care nu mai e virgină. După aia mai făcuse un clip am, -am pe dezbrăcate și singurul care s-a dezbrăcat era și el. Doar lui am văzut țățele. Ae Mai există mimi acum. Dăduse se să mai facă niște clipuri. Se potolise. Da. Destul de irelevant aș putea spune. De la un căcat de clickbait. Ajunsese foarte cunoscută. Dar din fericire s-a cam dus. Pa. Lospa a prins-o că... Ea și făcea urbăritori pe Instagram de la indieni se tot promova pe cumpăra boți, cumpăra follower de Instagram, că așa de mare influențăriță a rămas. Pe locul nou avem Gogani, nu o să fac aia cu surorile că nu n are rost, Gogani cu stricați o generație, care o piesă, cum să spun, vreau și ei să fac o piesă de la zero atunci, au făcut după aia cu dăm dislike care era exact tactica lui Smenta, ca a avut și el o chestie mai de mult. Dar principalul ar fi filmul porno fals în care s-a crezut că e Andra, dar nu era Andra, era o tipă care semăna cu ea. Eu din prima când am văzut clipul am zis că nu e ea, era pe ceva stadion mare, în culise, la un stadion din ăla mare de fotbal. Și noi nu avem stadioane atât de mari, eu am zis că o fi prin Germania, dar era în Rusia. Na, ei au stadioane mari, eu țin minte că așa am zis atunci. Și totuși, câtă ură pe cel care a zis că ea e în filmul la porno. Of, 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 avem și drame de astea sexuale. Și mai avem pe locul 8. Felipe împotriva lui Ciprian Lospa și a subsemnatului. Știți clipul meu în care l-am prins cu e mail dar în caz că nu știți cine este Felipe, omul nostru Ciprian Lospa a făcut câteva videoclipuri despre el și ne-a arătat tuturor că probabil este cel mai mare psihopat sexual din România. Și am văzut multe chestii, am aflat ulterior multe despre el pentru că am și eu informatorii mei, na, am și eu SS-ul meu, gestapo, caghibiștii mei, securiștii mei sau FBI-iștii, mai aici îți voi servicii de astea secrete. Am și eu agenții mei și am văzut multe chestii despre Felipe când a fost filmat și a recunoscut multe lucruri și da, Mircomul ăla nu e la nebune acum pe la Obrege sau pe la Socola sau pe la Săpunarte mai aproape. Uh, și din nou m-am menționat și pe mine că am făcut câteva clipuri în care l-am demontat și l-am prins cu conturile alea false. Dovadă că el își face foarte multe e mail -uri. Și în continuare el încă își comentează la iumor ca fiind un om mișto și etc. La iumor, la videoclipul în care a apărut la iumor s-a făcut de râs. El de 5 ani sau de când a fost la iumor tot își face conturi și lasă acolo comentarii cum că îl știu pe Felipe, e astronaut, e cercetător, e extraterestru, nu minunat. Pe 7 avem Epic short și cu Motan Show. Nu mă uit la niciunul dintre ei, nu sunt fanul niciunea dintre ei, dar povestea dintre cei doi este așa. Motan Show pe un canal mai mic, ori pe YouTube, ori pe Twitch, a făcut uh, videoclipul videoclip cum să falsifici niște carduri. Dar nu vă gândiți carduri de-astea, George de BCR nu niște carduri de anumită valoare ca să-și poată cumpăra oamenii jocuri sau ceva de genul. Omul meu i-a dat raport și a fost șters contul. Contul de la canalul ăla de YouTube. Pentru că a încălcat regulile, a promovat o fraudă. Acum să vină și unii să-mi zică mie că și eu am făcut tutorial cum să piratezi un joc. Ai voie să piratezi jocuri, mai ales în România. Nu este ilegal să accesezi de Pirate Bay sau FileList. N-ai voie să faci CD-uri și să te apuci să le vinzi. Ei faci unui prieten de-al tău un CD cu GTA San Andreas e una. Dacă te apuci să faci în masă CD-uri cu jocuri piratate, bine, nu mai poți să faci CD-uri, că sunt prea mari. Dar cum era înainte, dacă umblai cu CD-uri și vindeai în masă, erai ras, erai la pușcărie. Dar revenind, omul meu motanșo care și el de peste prut învăța lumea să falsifici niște carduri, a încălcat regulamentul YouTube-ului și a luat strike și i-a fost șters canalul și ca video de răspuns parcă dacă nu greșesc se plimba prin parc și se victimiza că l-a făcut moldovean epic shorty. Dar cum îi de peste pruce atunci? Basarabean? Nu se numește țara unde locuiește Republica Moldova și în buletin probabil că scrie țara de proveniență Republica Moldova, deci ești Republican Moldovean atunci, na? politician republican, să fie politician american, să sune mai, mai delicat așa. Pe locul 6, satana cartoons împotriva tuturor. Țineți minte cum a început Codrin, care era de YouTube, care era pe YouTube. Cu satana cartoons. Erau oameni care adorau videoclipurile și făceau sute de mii de vizionări. Vizionări, nu vizualizări, că pe YouTube sunt vizionări, da? Țineți minte asta. Sute de mii, milioane de vizionări făcea la videoclipuri, oameni care se uitau și râdeau hohote, inclusiv eu și prietenii mei tâmpiți și colegii mei de la școală, ne uitam la tic sau la info la ce, nu, aveam noi o oră ceva și mergeam la sala de tic, sala de tic și ne uitam la satana cartons acolo și râdeam ca handicapații. Și oameni care o detestau și încercau să-l anuleze, să-l canceleze, să pui mei. Și bineînțeles că în continuare, după 10 ani de zile, podrin este pe mici, medii, mijlocii și mare ecrane. Depinde pe ce dispozitiv urmăriți. Intrăm la locul 5. Felinacio, care a comis-o. În 2017, nu, greșesc, în 2018, el s-a combinat cu una pe care o știm cu toții că este bagabantă. Problema nu este că s-a combinat cu o bagaboantă. Problema este că el și-a întors spatele comunității sale pentru o bagaboantă. În caz că nu știți că Linaciu era unul care făcea un conținut în care îi lua la mișto, își bătea joc, îi desfința, îi călca în picioare. Pum! Ați prins voi ideea pe mulți care făceau videoclipuri foarte proaste și care nu erau bune de nimic videoclipurilor și mai mult dăunau. Deci o muncă bună. Deschidea mintea unora, dar în momentul în care omul nostru a dat de puțin miji, i s-a urcat la cap și ideea a fost că lumea a zis bă vezi că asta e bagabantă și el a avut niște postări, le-a după canalul lui, în care a spus că, citez, din memoria mea asta de nucă, a zis ceva de genul nu știți voi, credeți voi că știți mai bine, Cristina este o fată minunată, dar turma tot turmă rămâne. Și două săptămâni mai târziu, asta i-a dat papucii și acum se dezbracă pe live-uri pe TikTok, îi șterg ăștia contul într-una, are o de deși nu știu cine dracu ar plăti o vadă pe aia că e... Telefonul meu are, e mai gras decât ea, e mai, are mai multe forme. Și da, știu ce am zis. Da. În două săptămâni după ce și-a întors spatele comunității sale, I-a și dat papucii, a rămas cu puțin mici de atunci și acum e pe muzică parcă, dar... Acel câlinaciu pe care le știa toată lumea a apus. Locul 4. Justițiarul hărțuitor. Treabă de anul trecut, îl știți pe Justi, cel care face justiție și până la urmă tot el este un hărțuitor. Și care a avut mai multe abateri, a primit un... Un ceas inteligent, o brățare inteligentă pe picior. În două ore și încălcat termenul. Acum omul s-a reapucat de ceea ce face, dar l-a lovit grav. Deci dacă vă uitați pe Social Blade cât a pierdut de la faza aia, vreo 10.000 de abonați a pierdut. Canalul lui creștea și apoi i a venit așa o mare lovitură după ce a făcut algoritm. Și în continuare face maxim jumate din vizionările pe care le făcea înainte. Vedem, se reglează în timp algoritmul sau cam asta a fost finalul creșterii lui Justi. Și să trecem la podium. Pe locul 3 îl avem pe al nostru talentat care, da, orfanul cum îi ziceți voi, cred că o lună a trecut, poate chiar mai puțin de când s-a întâmplat toată treaba, omul nostru care este în prezent la pușcărie, am mai spus într-un videoclip, din surse oarecum sigure, dacă sunt date eronate, puteți să verificați și voi, eu am verificat cât de mult am putut. Omul nostru este arestat 5 ani de zile și trebuie să facă recurs, altfel va sta 5 ani de zile la pușcărie, la momentan acum e arestat preventiv alea 30 de zile la secția, am zis într-un clip, secția 19 undeva prin Rahova. Și probabil că o să meargă tot la pușcăria la închisoarea Rahova și 5 ani de zile pentru pornografie infantilă că avea acum nu știu unele surse mi-au spus că din cauza serverelor sale de Discord că avea că punea lumea acolo porno infantil. Alții că le primea pe telefon, mesaje și nu le ștergea nu, nu s-a mai zis nimic în presă de el, a fost subiect totuși la început și gata, s-au plictisit știriștii să mai vorbească despre el. Dar mi-a plăcut. Când am anunțat că e la pușcărie, multă lume era, dar el știe, el știe că e la pușcărie, ia uitați, a trecut aproape o lună și nu l am mai văzut. Și dacă peste o lună, peste o lună, peste încă vreo două săptămâni, nu o să mai auzim nimic de el, la răcoare l-a scăpat săpunul. Pe locul 2, argintul cu cea mai mare dar pentru cea mai mare dramă slash liniuță apostrof, bară oblică, scandal de pe YouTube românesc, îi vine lui Colo. Pentru cel știm pe Colo, ce a făcut în 2020, dacă nu greșesc? Omul nostru Colo care a încercat el să glumească, a lăsat de înțeles că tot așa, îi plac, îi plac oamenii care nu sunt majori, Că așa făcea și înainte și dacă nu avea pe nevastă s-a făcea în continuare. Cât de mult o fi spus în serios? Nu știu. Probabil că a încercat să glumească dar n-a știut să glumească și în momentul în care spune un lucru. Credeți-mă pe cuvânt să mor eu dacă vă mint? Cine mai crede după că e o glumă? A fost arestat 24 de ore? toată țara a aflat de el că e așa, a primit o amendă de vreo câteva mii de euro, a plătit oricum că a avut sponsori și acum are sponsori în continuare, nu mai este colo ăla care făceam 100 de mii de abonați pe lună, se mai știe că are patru clase și alte vorbe de genul despre el și da, cunoscut colo pedofilul, asta i-a rămas porecla. Și înainte de locul întâi, hai să mai menționăm câteva certuri de pe internetul românesc, nu doar de pe YouTube. Uite, ceva recent de pe TikTok ar fi tipa aia, vlogărița de, nu vlogărița, influencerița de berceni, de fostul Andrei Goganie cu ea acum, s-au dus la capatul să lua ceva emisiune, ăsta s-a pus în genunchi și făcea, vrei să fii soția mea? Și după zice, am glumit. Și după niște clipuri de alea în care să justifice ce s-au întâmplat, ia cu gura ei a spus, Acum fiind relația publică, relația noastră este și a voastră. Ce să înțelegi din așa ceva? O relație mai deschisă decât o ușă. Eu asta am putut să înțeleg. Cum să spui așa ceva? Nu știu. Și pe primul loc avem... Bineînțeles, probabil că v-ați gândit deja la asta și poate v-ați și jucat GTA Bazuca. Codrin Bradea Satana și cu Mihai Sbenta. În 2015, nu o să uit niciodată acele zile. Iar când am terminat clasa a noua, trebuia să iau vacanța de vară și dintr-o dată mare ceartă pe YouTube. Smenta care critica faptul că de ce zice lumea replici de ale lui Codrin în comentariile sale de pe Facebook. Pentru că pe el asta l-a deranjat, că i-a scris unul camioane în comentarii la el. Pe ideea că dacă vine acum unul la mine în comentarii și îmi zice acest videoclip este păstă medie, ar trebui să mă deranjeze sau ceva de genul. Sau Cere replici de astea mai auri? Respect! Mai ziceți voi să mă bată mama ce mai zice unii. Deci da, din frustrarea lui, a încercat să-l ardă pe Codrin. Și Codrin i-a prins lumânarea că la dansez pentru tine și l-a îngropat. Și Zmenta a dispărut, a avut atunci o perioadă foarte proastă pentru că băga numai sponsorizări, E ok să faci sponsorizări. E foarte bine să ai niște sponsori, că faci niște bani. Dar în momentul în care faci niște videoclipuri de căcat pentru bani, publicul nu se mai uită la tine și zice du-te drecu că ești nașpa. Îți și acum a avut o promovare pentru Dr. Rutger. Am făcut mai de mult un video pe tema asta, în care s închis să danseze pe unul și piesă de la Dr. Rutger. Și momentul în care -a închis să imite Roacheri să danseze pe piesa asta, pe piesa aia îmi venea să arunc cu tastatura în monitor. Avea monitor cu tupă atunci, deci nu se spărgea. Mai îmbrept de spărgea tastatura. După aia Zmenta s-a oprit din postat și a refăcut canalul, a început să posteze videoclipuri. Iar bune, rămăsese muimit ce videoclipuri a început să posteze atunci. Începuse să posteze. Um. A avut chiar și un video despre majestatea sa, regele Mihai I, care ne-a părăsit în 2017. și nu doar pe ideea că a anunțat lumea că a murit majestatea, ci a vorbit și despre bărfele în comunism legate că a plecat regele cu vagonul de aur la Paris și alte minciuni de propagandă comunistă, le-a demontat. Și pentru asta am rămas impresionat cât de bine a putut să facă videoclipul ăla. Dar din nou a dat-o pe sponsorizări și gata, a dispărut menta. mai are doar pagina de Facebook și atât. Acum vreau să-mi scrieți voi în comentarii care sunt, după voi, cele mai mari scandaluri de pe YouTube-ul românesc. Când se certă doi, Admiri spectacolul, e o bere, niște semințe și te bucuri de spectacol. Pentru că suntem balcani. Balcani. Suntem balcanici, suntem este europeni, suntem oameni și ne place circul. Mai ales că pe internet, când e să se certe unii, sunt cei mai viteji, cei mai cavaleri, cei mai... cei mai spartani. Dar când vine vorba să iasă pe stradă, să ia problema în mână, se transformă în John Cena. Nu mai poți și nu-i vezi pe nicăieri. Da. Cam asta a fost videoclipul aștept comentariile voastre legate de care ați spune voi că sunt cel mai mare scandal de pe YouTube. De pe TikTok nu o să fac pentru că nu urmăresc atât de mult TikTok. Eu mă uit maxim la trei clipuri și după aia răspund la comentarii la mine și mă mir de ce și mă gândesc de ce dracu am făcut asta și mi-am făcut cont de TikTok. Și cam atât. Vă aștept în secțiunea de comentarii. Vreau să văd ce opinie aveți voi legate de scandalurile dintre youtuberi sau pur și simplu cum au fost un youtuber desfințați de propria lor comunitate. Și dacă e, mai dați și voi niște idei cum ar fi top țepari sau top copiatori. Aștept sugestiile voastre în comentarii. Până atunci, noapte bună tuturor, este ora, nu știu dacă se vede, se vede, 1.55, ar trebui să mă bag dracu să dorm, dar m apuc de editat. au les tuturor!